bateți și vi se va deschide. Dacă dimineața aceasta dorești din partea lui Dumnezeu să ceri un lucru, spune, Doamne, ajută-mă să-l ceri din partea ta, pentru că însuși cuvântul lui Dumnezeu a spune, cereți. Dacă nu ceri, dacă nu bați, n-are cum să-ți dea Dumnezeu. N-are cum să-ți deschide Dumnezeu dacă nu vei sta la Dumnezeu, dacă nu vei striga și vei spune, Doamne, am nevoie ca Tu să intri în casa mea. Am nevoie ca Tu să dai eliberare. Am nevoie ca Tu să dai vindecare. Până nu ceri, până nu strigi către Dumnezeu, Dumnezeu nu intervine. Dar în viața aceasta, Dumnezeu a zis că vrea să facă eliberare. Dumnezeu vrea să lucreze, Dumnezeu vrea să lase mântuire, Dumnezeu vrea să lase iertare și eu cred în toată inima și ne crede în Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu lucrează. Noi să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, iată-mă, sunt aici. Sunt la dispoziția Ta. Lucrează Tu cu mine. Vreau să mă predau Ție. Vreau să stau la dispoziția Ta. Vreau ca Tu să lucrezi și să intri în casa mea ca Domn și ca Mântuitor. Atunci când te vei dedica lui Dumnezeu, îți vei da viața lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, de acum încolo lucrează Tu. De acum încolo, ia-mă Tu în stăpânire. Ia copiii mei, ia familia mea și atunci Dumnezeu lucrează. Cere în dimineața.